Manifestări desfășurate la Biserica cu Hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Orșova. Acestea au avut loc cu prilejul sărbătorii a două mari praznice ale Ortodoxiei, Pogorârea Duhului Sfânt și Sfânta Treime. Ruga orșoveană a fost o dinioară tradițională a zi a orașului, zi ce a fost brusc întreruptă în anul 1951, când au început deportările în Bărăgan. Ruga orșoveană a avut deschiderea oficială duminică 16 iunie, începând cu orele 17:30. Astfel, pentru a îmbrăca această sărbătoare într-o haină de bucurie și pentru a veni în întâmpinarea dragostei și evlaviei orșovenilor, Preasfințitul Părinte Nicodim a fost prezent în mijlocul acestei comunități, însoțit fiind de o delegație din partea centrului eparhial. Trăim momente de bucurie aici la parohia Orșova Sud, unde părintele paroh Iulian Nedelcu și profesor de religie organizează de 10 ani ruga bănățeană. Are darul de la Dumnezeu de a aduce elevi împreună cu profesorii, de la cei mai mici până la elevii de liceu din Orșova și din Eșelnița, o localitate aproape aici de municipiu. Scopul manifestărilor noastre, în care au fost implicați elevi de la 7 instituții de învățământ din municipiul Orșova, Drobeta, Turnu Severin și Eșelnița, a fost și este acela de a aduce în actualitate valorile morale, spirituale și culturale care sunt ezaurizate în satul românesc. Din păcate, se constată o criză a satului românesc, atât la nivel practic cât și spiritual. Am putea spune că satul românesc este oarecum răstignit între idealizare nostalgică și abandonare practică, între identitate tradițională și supraviețuire precară. În cursul dimineții a fost săvârșită Sfânta Liturghie din Duminica Rusaliilor, iar spre seara a avut loc deschiderea oficială a rugii orșovene, ediția a 10-a. Programul a continuat cu diverse activități culturale-artistice, fiind asigurate de elevii școlilor din oraș, sub atenta coordonare a profesorilor de specialitate. Am avut bucuria pentru a 10-a ediție să participăm la ruga orșoveană împreună cu elevii școlii noastre, ca de fiecare dată, să cinstim tradiția, portul popular, obiceiul, credința străveche și să arătăm că de fiecare dată, de fapt, ruga este o regăsire a rădăcinilor noastre. 7 ani încoace participăm cu un colectiv de elevi de la Palatul Copilor și elevilor Drobeta Turnu Severin, filiala Orșova, la manifestările organizate cu prilejul Sărbătorii Sfintelor Rusalii, care au avut loc în curtea Bisericii Sfântul Nicolae, Parohia Sud, și cu care avem un parteneriat de 7 ani, în colaborare cu Părintele Iulian Nedelcu. La finalul întregii activități a fost organizată hora populară în cinstea acestei activități.